1921 de la Zalău și a plecat în anul 2008 din Cluj spre un loc și ne-a lăsat nemurirea lui. Nu are rost să vorbesc despre date și luni, să vorbesc despre puncte și ore, să explic prin cuvinte jocurile copilăriei domniei sale. Pentru el traseul a fost simplu și exact. De la Zalău la Cluj și a ajuns să existe în toată România. Și-a respectat limba și țara, tricoul și meseria, prietenii și suporterii. Și-a ridicat privirea și pumnii spre cer, ducând pentru o scurtă perioadă numele Universității Cluj și la Sibiu. De aceea am permis să-i folosesc cuvintele. Cu voia dumneavoastră mă declar veteran. Unul din puținii supraviețuitori ai pribegiei sibiene. Port în spate, solitar aproape, o legendă a jocului cu balonul rotund. O port de pe timpul când fotbalul era un hobby. Ca apărător aveam o singură deviză. Pe aici nu se trece. Sigur, se mai trecea. Așa e în fotbal. Dar eu aveam îndelungi insomnii, punând totul la inimă, din pasiune, pentru că profesiunea mea de credință era fotbalul. Mircea Luca, îți mulțumim! Bineînțeles, Universitatea Cluj nu poate exista fără studenți, iar în acest aliaj spiritual îl regăsim și pe Coșbuc. Mai exact, prin poezia sa, imnul studenților. Cu permisiunea dumneavoastră, am să încerc o deslușire care se vrea artistică. Cântăm libertatea și numele sfânt al țării străvechi și al acestui pământ, iubirii de neam ce de-a pururi ne-a fost, o pavăză în lupte și în pace adăpost, cântamu-i supremul ei cântec. Cu vesele glasuri și tinere firi, cuprinși de amintirea străbunei măriri, spre soare e gândul și mergem spre el, lumina-n e ținta și binele țel, trăiască-ne țara și neamul. Cu dreapta înălțată spre Tatăl de sus, jurat am tot ce strămoșii ne-au spus, unire între frați și pe Domn să-L iubim, și altarul de jertf al națiunii să flim și sufletul neamului nostru. Iar dacă potrivnicii numelui tău cu oște ar veni ca să-ți facă vreun rău, ridică-te mândră și nu te îngrija, căci inima noastră e inima ta, tu-mi crede-te în fiii tăi, mamă. Iar dacă ar pieri de pe întregul pământ iubirea de neam și al credinței având, azilul lor veșnic găsindu-l în noi, le-am crește ca iar să le dăm înapoi mai tari și mai trainice lumii. Imnul studenților, George Coșbuc, și cât de nimerit este la această manifestare. De profesor doctor Mircea Luca, știți, tricourile. Capitolul tricourile. Capitol emoționant. Nu pot povesti nimic despre ziua revenirii acasă la Cluj. Știu doar că mi-era frică să calc pe pietre, pentru ca nu cumva ceva să se miște și să se schimbe. Chiar în ziua sosirii ne-am dus la stadion. Shawnee Bacci era acolo ca întotdeauna. Când ne-a văzut, n-a putut scoate un cuvânt. A stat așa vreo 3 minute în șir. Nici nu clipea. Apoi, la fel de mut, s-a îndreptat spre un dulap. A deschis cu cheia și a tras din sertarul mare, ca de scrin, l-a deschis. Cu aceleași mișcări de robot a scos din sertar 11 tricouri alb-negre așezate cu grijă unul peste celălalt. Abia când le-a pus pe masă și le-a netezit de câteva ori, i-am auzit glasul. Le-am păstrat pentru voi aproape 5 ani. Știam că o să veniți. Nimeni n-a scos o vorbă. Mi-am holbat ochii ca să nu plâng și am căutat în grămadă tricoul cu numărul 5. Era tricoul meu. În timp ce-l trăgeam pe cap, am zăbovit căutându-i gura ca să-l pot săruta pe dinăuntru. Pe chipul lui Shawnee, lui Shawnee Bacci, se putea citi o imensă bucurie. Dacă vă spun
Despre Valer Bondor, probabil, multă lume îl știți. În schimb, dacă spun Nea Titi, chiar toată lumea recunoaște. Avem deosebită plăcere să înmânăm tricoul cu numărul 5, nepotului domniei sale, domnului profesor Mircea Luca, și anume domnului Ovidiu Luca. Doar pentru... A, e perfect. Să-l... Rămâneți.